Ediție specială, fotbalul mureșan își alege președintele sâmbătă 11 iunie, 55 de membri cu drept de vot vor participa la adunarea generală a AJF Mureș pentru alegerea președintelui asociației pentru următorii 4 ani. Trei dintre cei 4 candidați sunt prezenți în studioul nostru, domnul Călin Flaja, Eduard Bota și Toma Ianoș. Domnule Toma, care ar fi principalele puncte pe care le-ați pune în aplicare în cazul în care ați dobândi încrederea reprezentanților adunării generale în ședința de sâmbătă? Da. În primul rând aș pune accent pe comunicare, pentru că în momentul actual este puțină comunicare între Asociația Județeană de Fotbal. Să știți că aici n-ar trebui să faceți mare efort, că atunci afiliați. În momentul matematic se spune mai mare ca zero. Deci, mare efort n-ar trebui să faci. Apropo, vă întrerup, să știți că, din punctul ăsta de vedere, vreau să mulțumesc, pentru că acum e practic un final de mandat, vreau să le mulțumesc domnilor Orosfoian, Dumbrăvean și Teodor. Ioan Orosfoian, Ioan Teodor și Sorin Dumbrăvean sunt oamenii care au răspuns de fiecare dată cu fantastic de multă amabilitate solicitărilor mele. Chiar, poate am avut opinii diferite, poate de multe ori dânsi au considerat că ne ciondănim. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu contează. Oamenii știu să comunice. De asemenea, probabil că va fi numit în adunarea generală cu... L-am lăsat la urmă, că tot mi se spune că suntem prieteni, de parcă asta ar însemna o vină, pe viitorul secretar general, care va fi validat probabil de adunarea generală și atunci nu va mai avea nimeni de spus nimic, ca domnul Iosif Tot. Deci, iată că se poate și o astfel de comunicare, dar comunicarea trebuie să vină de la vârf. Da. Rog. De asemenea, site-ul AJF, în care are lacune destul de mari, în care nu găsim informațiile de care afiliații ar avea nevoie, sunt, cred că, de ani, de zile. Normal, după 5 ani, ar trebui să se șteargă toate comunicatele de pe site. Aici, la ce vă referiți? La o bază de date pe care, da, la care o bază ar trebui să existe în... Da. Normal, după 5 ani, toate actele și tot ce avem în arhivă se arhivează. Deci avem pe site, ceea ce nu ajută pe nimeni, decizii de acum nu știu câți ani. Și regulamente de acum nu știu câți ani, care chiar nu ajută pe nimeni. Așa. Vreau să încep cu fotbalul juvenil și să spun că, într-adevăr, taxele și ceea ce este referitor, vorbesc financiar, ar trebui să rămână la același nivel încă deocamdată. Acum 5 ani s-a propus taxe zero la junior și, din păcate, după un an s-a schimbat macazul și au început să apară niște taxe, nu mari, dar au fost taxați și juniorii. Vize anuale și așa mai departe. Transferuri. În ceea ce privește echipele de... apropo, la fotbalul juvenil e foarte important ceea ce am gândit eu. Arbitrajele se operează prin PFA-uri. Și sunt foarte mulți arbitri tineri care încep activitatea de arbitraj și au probleme să-și iei baremul de arbitraj pentru că nu au PFA. Dar din ce știu, își fac pe PFA-urile colegilor lor. Ceea ce nu e tocmai normal. În primul rând, vorbim de o ilegalitate, dar e un subterfugiu, o chichiță care în legătură oamenii cu acest... trebuie plătiți, că prestează un serviciu. Da. În legătură cu acest lucru, primul meu gând în această direcție este să facem un proiect ca să, prin AJF, să putem, făcând un contract de colaborare cu arbitrii, să sărim peste PFA, nu știu dacă s-ar putea face Există chestia din asta. Există, din punct de vedere juridic, o astfel de cale? Da, s-ar putea găsi. Da. Arbitrii fac cu AJF-ul un contract și AJF-ul, prin banii pe care ia din proiect,
îi finanțează pe arbitrii, nu știu, o dată pe lună, de două ori pe lună, să le vireze anumiți bani. Și atunci am avea o aplicare mult mai mare a tinerilor spre arbitraj. Și atunci nu ar fi niciun efort foarte mare pentru cluburile de copii și juniori, ceea ce, adică în privința baremurilor de arbitraj. Bun. La seniori, acolo, primul și primul lucru, infrastructura, aș avea tot așa pe planuri, pe proiect, să facem niște, să cumpărăm niște camere video, cel puțin la Liga 4, să filmăm fiecare meci și pe urmă se pot analiza în principiu tot ceea ce ține de jocurile de fotbal de la Liga 4. Nu vă doriți cam mult, că am văzut cei de la Federația Română de Fotbal au interzis cluburilor ieri, a ieșit un scandal monstru, să își transmită meciurile. Vorbesc aici de barajul de promovare pentru Liga 2. Erau echipe gen cum e cea de la Odorheiu Secuiesc, care beneficiază și de o infrastructură deosebită și de un comentariu de specialitate și au transmis cei de la FRF imagine blurată, fără comentarii, a fost jale. Bineînțeles, singurii cred, care nu s-au supărat au fost cei de la care au urmărit meciul dintre Baia Mare și Cunedal. Am înțeles. Nu, eu spun că nu e exagerat, pentru că sunt alte județe care au avut acces și ar fi foarte bine, vă dați seama, noi am putea să facem și noi un fel de proces al etapei. Sunt alte județe unde se filmează jocurile de Liga 4. Mai departe, dacă se fac totuși proiecte, putem să aducem de asemenea echipament cu numele sponsorului. În această privință am și găsit un sponsor care în două tranșe a promis că virează 10.000 de lei pentru Asociația Județeană de Fotbal pentru echipament. Așa. Aș stabili foarte clar împreună cu Comisia de Competiție și Comitetul Executiv principiile de promovare retrogradare, ceea ce nu s-a întâmplat la noi, la Liga 4, să promoveze sau să retrogradeze cineva de foarte mulți ani. Deci e un fel de sport de masă, Daciada, înscriem echipe și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie clarificate, pentru că nu este nicio miză. Deci nu promovează nimeni, nu retrogradează nimeni. Dacă s-a încălcat regula de U21, probabil ați urmărit emisiunile pe care le-am urmărit. Am urmărit emisiunea. Deci dacă și alea s-au încălcat, dumneavoastră credeți că cineva ar avea... Și acum s-ar putea să vă atrageți câțiva dușmani prin ceea ce spuneți, că oamenii s-ar putea să nu fie de acord cu principiul ăsta. Păi că... să nici nu fie toți, pentru că atunci n-am făcut nimic. În legătură cu ce ați spus despre U21, să știți că regulamentul permite Asociației Județene, ca la nivel județean, da, să își elaboreze propriul regulament în legătură cu... Important e ca în momentul în care particip la competițiile organizate de FRF, atunci trebuie în totalitate respectat acel regulament. Sunt perfect de acord, dar eu așa știu că trebuie notificat o notificare la Federația Română de Fotbal, pentru că tu îți folosești propriul regulament. Există o astfel de notificare? Nu, nu. Dar deci nici atunci... notificarea nu e obligatorie, după câte știu eu. Eu deci... din ce știu, trebuie, dar mă rog. Adică altfel puteam să facem, dar nu vreau să reluăm problema respectivă, mai ales că dumneavoastră mai aveți încă... Da. Dacă s-ar crea proiecte, putem să cuprindem aceleași bareme de arbitraj să fie plătite din proiecte, inclusiv la Liga 4, în județele limitrofe. Deja se întâmplă acest lucru. Venind la sportivitate, vreau să subliniez că, virgulă, comisia din care am făcut eu parte de 6 ani, de la început, nu... Am fost numit și la Fair Play. Am făcut parte din aproape toate comisiile importante din AJF de 9 ani. La început am avut o activitate laborioasă în sensul că în rapoartele de observare este o rubrică unde se specifică, așa se și numește, rubrica Fair Play. Acolo, în subsolul paginii, trebuie notate dacă la un joc anume s-au întâmplat ceva, ieșit din comun sau evenimente da, deosebite speciale, în legătură cu fair play-ul. Am acordat diplome, am acordat cupe pentru
persoanele respective care, într-adevăr, în timpul sau după terminarea jocului, au dat dovadă de un fair play deosebit. Chiar au fost premiate echipele cu 700 de lei, dacă bine mi-aduc aminte suma, pentru sportivitate. Pentru sportivitate. Echipa cu cele mai puține cartonașe galbene. Acolo se face un punctaj. Așa. În rest, aș mai atinge problema cu cunoașterea regulamentelor în ceea ce privește arbitrii referitor la fotbalul juvenil. Mergem la jocuri de junior și se întâmplă să nu cunoaștem regulamentul. De unde apar tot felul de discuții și nu e benefic pentru nimeni. Mai departe, aș dori să subliniez faptul că, dacă bine mi-aduc aminte, într-un viitor nu prea îndepărtat, am avut relații foarte bune de colaborare cu județele limitrofe, Alba, Bistrița. Mergeam, făceam schimb de experiență cu arbitrii, la ei veneau și ei la noi și asta era benefic pentru toată lumea. Putem să facem schimb de idei și asta chiar e benefic. În principiu, cam atâta am spus despre... Apropo, și cu județul Zola, cu Asociația Județeană de Fotbal din județul Zola, Ungaria, am avut o relație foarte bună, care încet, încet, nu știe nimeni de ce s-a stins și, dacă bine mi-aduc aminte, din nou, au fost întâlniri de 8 martie cu familii, astea toate ajută să avem o relație între noi. Ceea ce, referitor la relații, din păcate, relațiile interumane s-au deteriorat. Mulțumesc. Domnule Eduard Bota, vreau să le spun eu telespectatorilor că, dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați intrat în această cursă pentru președinte, tocmai pentru că, o să dezvoltăm pe următorul trei subiectul, existau emoții în ceea ce privește dosarele de candidatură. Așa este. Deci, practic, proiectele prezentate de domnul Flanja vi le însușiți. Să nu creadă lumea că nu vreau să vă dau cuvântul așa ca înainte, o completare. Da, înainte vă rog. Să intru și eu un pic în miezul problemei, în miezul întrebării, am să fac și eu o scurtă paranteză la ce a zis colegul meu Toma și vis-a-vis de trofeul Fair Play. În anii trecuți nu s-a știut niciodată pentru că n-am spus nimănui. S-au prezentat echipe la Liga 4 care n-aveau echipament adecvat. Adică un echipament trebuie să aibă să nu fie identic cu al adversarului. În condițiile astea am îmbrăcat echipa adversă fără să știe nimeni. Ca să se joace meciul. Să se joace meciul. Am pierdut meciul respectiv. Așa a făcut șasea cu Oțelul când a pierdut titlul. Și ca să pun și cireașa pe tort, mi s-a mai întâmplat odată la o altă echipă care trebuia să joace cu doi jucători sub 21 de ani și când am văzut foaia de joc, era doar unul. Și am zis înainte de joc, ai grijă că n-ai numai unul. Iarăși am pierdut meciul, ca să fie foarte clar. Da, vis-a-vis de ce ați întrebat, eu cred că unul dintre lucrurile cele mai importante care trebuie să făcute în AJF este credibilitatea acestei instituții. Eu cred că cine intră la AJF acum nu poate sau nu cred, eu cred că el nu mai crede că se pot rezolva lucrurile onest și corect. Aici am dat voie mie o paranteză. Da. Eu tot asta am auzit-o de la diversi reprezentanți, președinți, directori sportivi, vicepreședinți ai cluburilor din județul Mureș. Mă duc la AJF să-mi rezolv problema. Corect. Deci, chestia care totdeauna m-a frapat pe mine, prieteni, dacă întâlneam doi care erau în aceeași speță, amândoi spuneau că au rezolvat problema. Deci cumva se rezolva pentru amândoi. Eu, Doamne ferește, să nu cumva să creadă telespectatorii că zic că o rezolva președintele. Dar se rezolva. Acolo sunt o groază de comisii. Într-adevăr. Comisii
comițiile lui Caragiales. Nu există echidistanță. Dar problemele se rezolvau. Se rezolvau. Nu mai există regulament decât partii priuri și lucrurile astea trebuie să înceteze odată pentru totdeauna. Eu am venit în față și acum 5 ani și știți foarte bine că am avut anumite probleme, s-au auzit sau nu s-au auzit, cu situația mea de după refuzarea dosarelor, că atunci pur și simplu a fost refuzat dosarul tot așa fără motiv. Am trecut peste situația asta, am venit din nou și de asta vreau să fac un apel la cei care vor intra în sală sâmbătă, să o facă în cunoștință de cauză, asumat, și să schimbăm ceva pentru Dumnezeu, că e suficient. Eu m-am lămurit, cred că foarte mulți s-au lămurit și îi invit să voteze în așa fel încât să schimbăm ceva, pentru că altfel nu văd luminița de la capătul tunelului, nu mai văd nimic. Pentru că eu i-am spus și la Călin, noi facem echipă și am ieșit totdeauna în față și ne-am expus. Exact ca și Pilat, mă voi spăla pe mâini și nu mă mai implic în absolut nimic. Mă duc acolo la munca de jos, la copii, unde îmi place să fac ceea ce fac, să scot fotbaliști, să creez caractere și să încerc să schimb cât posibil de acolo de jos copilașii ăștia. Pentru că eu am o deviză pe care eu am spus-o, n-am citit-o nicăieri. Eu fotbaliști nu pot să fac din toți, dar oameni trebuie să fac din ei. Deci asta e deviza mea de antrenor. Și prin urmare, cred că e momentul să ne implicăm și să schimbăm ceva. Aici greșesc, domnilor, când mă adresez fiecăruia. Cred că cuvântul de ordine e schimbare. Nu știu, simt aici așa ceva genul să înțelegeți, dragi prieteni. Eu așa văd lucrurile în momentul de față. Dumneavoastră puteți să mă contraziceți. Dacă s-ar prefigura un tur 2, restul de 2 nerămași în competiție îl sprijină pe cel care... Cam acolo am înțeles bine, domnule Flaja? Da. Faptul că toți trei am venit aici este... arătăm evident că vrem o schimbare. Deci toți trei vrem aceeași schimbare. Pe lângă respectul arătat, nu doar ideii noastre de a face această dezbatere, ci mai ales de respectatorilor și mai ales celor pe care îi reprezentați, îi veți reprezenta dacă veți câștiga. Sunt 55 de membri în adunarea Au mai rămas generală. 55, da. Da, au mai rămas. S-au triat, câți au fost? 78. Păi, 77, parcă. Deci toți trei ne dorim o schimbare. Adaug și eu câte unul din buzunar. Da. Toți trei ne dorim o schimbare. A fost strategie ceea ce am decis împreună cu Edi Bota. Deci aceea a fost strategia noastră. Cum vi s-a aprobat dosarul pe ultima sută de metri? Sincer, când am primit decizia de la JF, am zis că nu e adevărat. Am zis că așa ceva nu se întâmplă pentru că eram 100% convins că o să-mi refuze dosarul. Public am ieșit și le-am arătat respect celor trei oameni din Comisia de Soluționare a Contestațiilor care au fost supuși unor presiuni. Deci știm cu toții că a fost un mic scandal în AJF în momentul în care cei de la Comisia de Soluționare a Contestațiilor au ieșit cu dosarul meu validat. Deci pentru mine oamenii îi respect pe oamenii aceia. Și le-am... Domnii Constantin Iosub, da, Gheorghe Toran și Gabriel Șomodi. Da, pe domnul Gabriel Șomodi nici nu-l cunosc. Respect și pentru dânsul. A fost un șoc pentru mine. Dar, ținând cont prin ce am trecut, atât eu cât și Eduard, acum 5 ani, înainte de depunerea dosarelor, cum zicea Edi, că îi fur vorbele, am avut o viziune și am zis că trebuie să facem o strategie. Dacă vrem să facem o performanță în continuare. Și așa am ajuns să ne depunem ambii candidatura. Pentru ca unul să poată să meargă mai departe. Pentru că era un risc imens. Am trecut prin așa ceva acum 5 ani. S-a încercat și acum același lucru și nu s-a reușit. Deci de aceea suntem considerați împreună. Considerați o mică victorie. Da. O mică victorie. Faptul că sunteți patru candidați. Am reușit să scuturăm puțin sistemul. Mai avem un pas. Ce înseamnă că, adunarea generală din ianuarie nu a rămas așa fără
Da, a fost un punct de plecare. A avut efectele, să zicem, scontate, ținând seama de acel, da, acea, da, încercare. Și de... nu, pentru că nu s-a ținut cont de faptul că noi, practic, nu am eliminat echipele astea care acum nu pot să voteze. Deci președintele și-a asumat, nu știu prin ce metode, pentru că adunarea generală este forul suprem, care e decizional, care ia decizii în sensul ăsta și noi am zis nu, echipele trebuie să rămână. Dânsul le-a dezafiliat și sunt număr de... 22. Dacă, așa, sunt, dacă ați zis că 7-7... Comitetul executiv le-a dezafiliat. Comitetul executiv nu avea dreptul să facă acest lucru. Ah, ok, dar comitetul executiv a dezafiliat. Păi, așa o să zică domnul președinte, că comitetul executiv. Dar comitetul executiv nu-i mandatat să facă ei dezafilieri, ci le face adunarea generală. Asta e o altă discuție. Forul suprem. Ăsta e forul suprem în AJF. Adunarea generală. Eu am văzut și am zis de mai multe ori în această emisiune că ni se aruncă niște prevederi regulamentare, statutare, dar care practic nu fac parte din statutul în vigoare. Inclusiv aceea cu secretarul general. Bine, aia e, până la urmă ar putea fi o formalitate, evident că nu e. Dar sunt altele. Am văzut în nou statut, apropo, vreau să le spun telespectatorilor că mai avem vreo 4 minute din această primă parte, din această parte a doua, mă scuzați, vreau să le spun telespectatorilor și numele celor care vor candida pentru celelalte funcții în Comitetul Executiv. Pentru funcția de vicepreședinte, foarte, foarte interesant, aici o să vreau să ajung. Candidează două persoane, sunt două posturi de vicepreședinte, da, nu? Domnii Cichi Jolt și Ioan Rosfoian. Pentru reprezentant al Ligii a patra culie doar unul, da? Sunt domnii Colo Ghezo, Vlad Lăcătușu, Șomo Diferențila și Daniel sunt Ruzică. Sunt doi la Liga 4. Sunt doi la Liga 4, am înțeles. Și pentru un reprezentant la Liga 6, că văd că de la 5 nu este, Sioci Caru și Toca Geujef. Pentru avem, funcția de... Și avem copii și juniori. Da, domnul Budai Barnă, da, da. Este singur pe post, așa că probabil va și face parte din Comitetul Executiv. Domnilor, pe cine să întreb? Pe domnul Toma, pe dumneavoastră, da, vă întreb. Pentru funcția de vicepreședinte, e un statut în vigoare. N-am văzut cum se alege vicepreședintele. În schimb, în ăsta nou, există atât de stufos e făcut, e mai ceva ca la președinte. Sunt doi candidați. Eu înțeleg că amândoi, dacă primesc câte un vot, de exemplu, dau un exemplu, să nu se supere domnul Rosfoian pe mine, că sper că domnul Jolt... Iertați-mă, domnul Vlad. Vă rog. De ce vorbim despre statutul nou? El nu există. Nu eu există am întrebat, corect, am întrebat doar că în statutul în vigoare nu există prevederi, corect, pentru alegerea vicepreședintelui. Deci eu deduc că vicepreședintele... Nicio prevedere nu există. La el trebuie să ne raportăm. Bun, și atunci cum se aleg cei doi vicepreședinți? Că sunt doi pe două locuri. Mă iertați. Nu există pentru că nu se vrea. Am în față un extras din hotărârea Comitetului Executiv din 2014 și credeți-mă că de atunci efectiv nu s-a mai pus niciodată problema să se afișeze undeva condițiile de participare a vicepreședinților. Condițiile pentru întocmirea unui dosar. Dar cine, mă scuzați, domnul Toma, că acum vă provoc. Da, chiar vă rog. Cine era secretar general când s-au făcut aceste condiții? Dumneavoastră, okay, domnul Vlad, dumneavoastră, aveți un mare plus aici, pentru că am considerat atunci că trebuie să stabilim niște criterii, da, criterii clare. Da, ați rămas și pe urmă, dar de atunci nu s-a mai pus pe site din 2014, ați mai fost pe urmă secretar general. Până în 2015, așa, deci un an. Încă un an, încă un an. Unde, din păcate sau din fericire, se sublinează foarte clar, punctual. Deci, zice clar, s-a aprobat condițiile cumulative obligatorii, deci cumulative și obligatorii, pentru candidații la funcția de vicepreședinte și de membru Comitetului Executiv, ceea ce avem și acum. Deci, criteriile stabilite luna aceasta, sau mă rog, în luna mai, care au fost, nu știu pe ce bază sau de unde au fost scoase criteriile. Pentru că am înțeles, unii poate nu aveau un cazier, alții n-au avut, și acum ajung la punctul A, unde zice clar, declarația pe propria răspundere la notar, da, prin care se certifică faptul că a avut o funcție de conducere, președinte, vicepreședinte sau secretar într-un club afiliat. E foarte important. Și mai scrie în ultimele 12 luni.
Deci eu acum nu știu dacă această hotărâre tot a Comitetului Executiv mai este în vigoare sau nu. Dar neavând altă opțiune, că nu există nicăieri, deci înseamnă că aceasta este în vigoare. Eu deduc și trebuie să luăm apoi publicitate, eu deduc, domnilor, că la alegerea vicepreședinților, în momentul în care nu e trecut, alegerea vicepreședinților se face exact ca la președinte. Deci trebuie să, în momentul în care sunt doi pe două locuri, e ca și la unul pe un loc, da, nu? Practic acolo merge matematic, da, să obțină jumătate plus unul din numărul de sufragii. Asta este. În momentul în care, de exemplu, domnul Orosfăian obține 30 de voturi și domnul Cichi obține doar 15, da, sau invers. O să obțină 2 și 1. Îți votați, din păcate. Păi, în mod normal n-ar trebui. Tocmai asta vreau să vă spun. Deci, în mod normal n-ar trebui. În mod normal ar trebui jumătate să fie cel care îndeplinește jumătate plus 1 să fie ales, iar pentru celălalt să se organizeze o altă adunare generală, să se vină cu depunerea de candidaturi și să se aleagă celor vicepreședinte. Eu văd lucrurile mult mai simplu, adică poate să se voteze separat. Pentru Orosfăian trebuie să facă 50 plus 1 exact, separat. Nu trebuie să faci o altă adunare generală. Nu e stipulat niciunde. Deci, asta spun că nu există o procedură, nu este o procedură de alegere a vicepreședintelui. Eu aș mai face o paranteză, foarte scurt. Vă rog. Deci, sunt curios dacă aceste condiții, aceste dosare se aprobă de către secretarul general. Aici nu avem comisii de validare a dosarelor sau comisii de contestații. Aici toate acestea, dosarele, inclusiv a vicepreședinților și a membrilor Comitetului Executiv, se aprobă de către secretarul general. Acum aș fi curios dacă toți care și-au depus dosarul respectă aceste condiții care stipulate clar aici. Secretarul general nu e în funcție pentru că a fost validat de Comitetul Executiv, nu de adunarea generală. Și iarăși revenim la imixtiunea statutului care n-a trecut în ședința de ianuarie asupra statutului aflat în vigoare. Eu, cum am observat, actualul numit secretar general se abține și bine face de la chestii de genul acesta în care... Da, dar atunci mă întreb, baza care este? O să vedem sâmbătă, publicitate. Mulțumesc.